Atenție! Acest video poate conține urme de foame. La băile Herculaneț, ba, ba, ba. Pentru cei care consumă content online zilnic, nu e o surpriză că există foști influenceri care au început cu content normal acum câțiva ani, iar între timp au devenit panouri publicitare umblătoare pentru casinouri și case de pariuri. Totuși, aparent există oameni care încă nu știu despre faptul că YouTube-ul este parazitat de astfel de specimene care promovează mai mult decât agresiv site-uri de păcănele online și au impresia că acei influenceri muncesc din greu. Lasă-mă să-l convocăm și pe acolo să ne spună de Lamborghini-ul lui. Lasă-mă să termin. A muncit băiatul banii și a luat mașina pentru că asta îi provoacă lui fericire în viață și atâta timp cât n-a făcut rău niciunui om și n-a dat în cap nimănui și a muncit băiatul, bravo lui. Dar revenind la aia cu munca și cu asta cu păcănelele, că la tine a fost iarăși o gherlă, la aia cu Colo, cu înșala Lamborghini și că, bă, ai muncit. Este streamingul ăsta de păcănele, ne întoarcem la aia. Muncă. Din ce cred eu, te prefaci că joci la păcănele, când de fapt nu te joci la păcănele. Ah, ok, și faci live. Și okay. Lucrul pe care l-a făcut Colo o perioadă bună de timp, și cred că încă îl face, e muncă asta? Eu sunt total cu din afară subiectului cu păcănele. Eu cred că poți. Eu nu știam că asta se întâmplă, sincer să spun. Ce? Eu am crezut că el face live-uri normale în care face reclamă, nu știam că joacă pe live. Asta se întâmplă efectiv, se joacă pe live? Linie de șeptar cu oaie, dă-te mea! Linie de șeptar cu oaie, nu pot să crede de pula cap! În viața mea nu am luat linie de șeptar! Durian era de-a dreptul șocat la podcastul lui Micuțu când a aflat care este de fapt munca lui Colo. Haideți să-i arătăm lui Dorian și celor care nu vor să știe sau nu sunt informați despre ce e vorba de fapt în acest fenomen. În timp ce legea antipăcănele stă blocată în Parlament de câteva luni deja, internetul este plin de reclame agresive la păcănele și influenceri care fac live-uri cu jocuri de noroc morți de beți, fără nicio restricție pentru minori. În cazul lui Ghiduș, vorbim despre un personaj care începuse prin a face vloguri cu cele mai importante nume din YouTube-ul românesc și care apărea în emisiunile unor iluștri prezentatori gen Măruță. Ia să vină, mă, Alex Ghiduș. E băiatul ăla simpatic, de-a transpirat, de s-a roșit totul când a mâncat, uite, mai țineți minte? De era să leșine. El e, mă, Alex Ghiduș. Cam mai apoi să ajungă la aproximativ 35 de ore de live cu păcănele în 7 zile. Jos fustița, sus chiloții, strigă vloggerul Alex Ghiduș într-un colț în timp ce restul ecranului este dominat de păcănele viu colorate și de o reclamă care îndeamnă pe urmăritorii lui să viziteze site-ul fărădepunere.ro, o platformă de marketing afiliat care promovează bonusuri oferite de cele mai mari companii de jocuri de noroc din România. Pe fundal se aude muzică de păcănele și sunete de om care vomită. E unul dintre prietenii lui Alex Ghiduș, care și-a început live-ul din seara de 2 octombrie intoxicat cu alcool. Nu este o speculație, ci o realitate recunoscută de vlogger chiar în titlul stream-ului, care sună cam așa. Ghiduș băut niște șpriț, plus 18. Bă, cați. Ia auzi! Se mișcă bine. La băile Herculaneț, ba, ba, ba. Expoziție de Bulaneț, ba, ba, ba. Așa, așa. Vedea. Hai, bagă albastră, verzi, ceva, hai. Lunile sau stelele? Mamă, ce măstă, mă. Ce măstă, mă. Evident că acel clip nu mai este public, probabil din teama de CNA care încearcă timid să dea niște avertismente, pentru că îmi e greu să cred că Ghiduș l-a pus pe privat de rușine. Nu cred că există noțiunea de rușine la astfel de oameni. Cât despre Colo, vorbim despre un Lamborghini urus care are un influencer, pentru că la cât de des apare acel Lamborghini în clipurile lui, îmi e greu să spun că Colo e influencerul în această situație. Colo este exemplu palpabil că în România nu există cancel culture și că poți să faci cam orice fără să ai de suferit. După celebrul scandal de acum câțiva ani cu instigarea la viol, în care Colo a fost chiar arestat, influencerul nostru s-a reprofilat cumva pe păcănele și aparent asta i-a adus destul de mulți bani încât să-și permită mult mai cunoscutul Lamborghini Urus. Colo fără Lamborghini ar fi ca Dorian Popa fără cheluțu. Colo și Ghiduș sunt doi creatori de conținut, între ghilimele foarte mari, care și-au construit o carieră înainte să se apuce de live-uri zilnice de păcănele și au atras un număr mare de oameni.
Cred că unii nu realizează ce înseamnă de fapt aceste cifre. De ce există streamer de păcănele? În primul rând pentru că online-ul este un loc unde nu există restricții clare. Jocurile de noroc în online sunt extrem de ușor de accesat și aduc un profit instant. În publicitate și marketing se pune accentul pe return of investment. Decât să plătești chiria unui banner stradal care îți poate aduce sau nu oameni pe site, e mult mai fiabil să plătești un pseudo-influencer să se joace câteva ore pe site-ul tău de păcănele și să invite fanii pe chat să-și facă cont. Apropo, am auzit, domnule, dar eu nu fac toate live-urile cu păcănele. Aha. În fiecare live e un chatbot care dă link-uri cu rotiri gratuite, indiferent că live-ul e cu CS sau cu altceva. Așa că, ba da, faci reclamă la păcănele în orice live. Au succes acești păcăniști? Da, dacă nu ar avea, nu mai erau plătiți. Succesul se măsoară în câte conturi cu link de afiliat se creează pe site-ul de păcănea. De aici ajungem la marea problemă. Publicul acestor oameni este format din adolescenți și copii. Chiar după cum ne zicea domnul Ghiduș, știu că sunt copii care mă urmăresc. Chiar dacă nouă cifrele ne arată că sunt majori toți, știm cu toții că mulți mint cu privire la vârstă pentru a-și face un cont. Mă întâlnesc cu oameni pe stradă cu părinți care îmi spun că sunt mulțumiți de conținutul meu, că copiii lor mă urmăresc și că se bucură că nu înjur. Se lăuda Ghiduș într-un interviu în Libertatea din 2020. Mirajul jocului e susținut de lumini, culori, sume de bani imense, bani real sau nu, care nu se știe dacă vin de la influencer sau chiar de la cazinouri. În cazul cărora, sunt de acord cu stresul când spune că... Logic, îți dai seama la fiecare dacă joacă pe banii lui și dacă joacă pe banii cazinoului. Cine crezi că are bani să joace 50 de milioane în fiecare seară 7 din 7 și să mai și câștige câte 100 de milioane în fiecare seară? Sifon! Te uiți la fiecare în parte, vezi pe ce miză joacă, cât are la balanță și cât câștigă în fiecare seară și cred că își dă toată lumea seama care joacă pe bani real și care nu. Susține bărbatul. Stresul. Sistemul din spate e puțin mai tricky. Oamenii ăștia nu sunt plătiți numai pentru a se juca. Jucând nu atrași pe nimeni. Sunt plătiți pentru a promova această boală pe post de entertainment cu titluri care sugerează că jucându-te la păcănele te îmbogățești. Ești din foame. Și până la urmă se numește jocuri de noroc, nu? Deci ne jucăm. Nu. E foarte idiotă denumirea pentru că include cuvântul joc. De sloganul joacă responsabil nici nu vreau să aud. Nu vreau să jucăm responsabil, vreau să nu mai jucăm deloc. Se poate? Câți bani se fac din păcănele live? Detalii despre banii care se învârt în industrie pot fi găsite și pe platforme publice precum listafirme.ro. De exemplu, Stresul, Alex Ghiduș și Colo colaborează cu aceeași agenție de publicitate din Călăraș, Betting Pro Advertising SRL. În 2022, compania a avut o cifră de afaceri de peste 9,5 milioane de lei și un profit de aproape 3,4 milioane de lei. În 2021, profitul firmei a depășit 4,5 milioane de lei. Foamea nu este numai de bani, ci și de atenție. Colo a făcut de curând un giveaway cu un iPhone câștigat de un copil. Asta ne arată cu atât mai mult ce fel de public au acești streameri de păcănele. Este câștigătorul premiului iPhone 15 făcut acum cu ocazia sărbătorilor. Cine e făcut? Ce a fost făcut? Câștigătorul? Sau premiul? Sau iPhone-ul? Sau cine? Mă văd pe mine când eram mic și mă duceam mama la McDonald's doar o dată pe an și atunci de ziua mea să-mi iau un Happy Meal pentru că nu ne permiteam mai mult la momentul acela. Și asta ce e, o scuză că faci stream-uri cu păcănele la copii acum sau ce? Și azi efectiv am trăit aceeași bucurie în acest tânăr urmăritor. Ai trăit bucuria în acest tânăr? Colo, be careful. Dar bine, acum eu văd Lamborghini-ul aici, nu te văd pe tine, băi, Colo, cred că Lamborghini-ul i-a dat giveaway-ul copilului. Bă, Colo, mai bine lăsai pe copilul ăla să scrie postarea, că tot unii merea mai corect gramatical, mă, frate, mă. Totuși, există exemple că poți să nu mori de foame ca și creator de conținut, chiar fără contracte cu păcănele. Ce să vezi? Exemple ca Imogen arată din nou și din nou că poți să faci entertaining fără să faci reclame la aparate.
Alte indicii despre banii care se pot face din streaming de păcănele se pot găsi relativ ușor dacă știi unde să cauți. Marius Neagu, cunoscut pe YouTube drept Imogen, este un streamer cu peste 370.000 de abonați pe canalul secundar, Imogen The Flash are peste 200.000, care susține că de-a lungul carierei i s-au făcut cel puțin 3 oferte de a juca la aparate pe live și a refuzat de fiecare dată. Pentru cei care spun, dacă venea cu un contract la tine, îl semnai. Dacă voiam un contract, nu mai făceam acest video, boss. Apropo, să vă iau păcănelele în p***. Chiar dacă există și probleme mai importante, e obligatoriu să ne mai amintim din când în când că în această țară mii de vieți sunt efectiv distruse de boala jocurilor de noroc și mai ales când există probleme financiare, această speranță de îmbogățire rapidă e și mai periculoasă. Chiar dacă timid și fără prea multă putere în online, instituții ca CNA mai lansează câte un avertisment din când în când. Nu înseamnă că am rezolvat ceva și putem băga sub preș acest tip de gunoi al influencerilor de păcănele. Oamenii ăștia stau live ore pe zi și te invită non-stop să îți faci cont pe câte un site de păcănea, postându-se cu Lamborghini și bani, mulți bani. Un dependent de păcănele care încearcă să se lase nu prea are nicio șansă într-o țară unde dai de reclame la jocuri de noroc peste tot. Pentru cei tineri, acești pseudo-influenceri sunt modele de succes. Postări cu mașini și live-uri cu câștiguri care te pot scoate din sărăcie. E normal să atragă mii de adolescenți și nu numai. Până când mafia păcănelelor o să fie măcar puțin stopată de vreo instituție, deși nu cred, ne rămâne doar să mai tragem așa câte un semnal de alarmă față de băiețași ăștia. V-am lăsat. Pa!